mă, vă zic, nu e nicio problemă, aștept, că n-a știu și eu că e genosul, respect, na, genosul de la noi, cu toate că știam faza aia cu, v-am spus, fusese mai el în curte, bă, am lăsat așa, nu prea m-a interesat, eu mai târziu am luat foc, bă, nu prea sunt, eu mă piși pe viața mea, dă-i o, mă, dreacu, de viață pentru frații mei, murim, nu, dă și cu aia, dă-i, mă, dreacu, de uit până la urmă, a, ei, genosul. Cum să zic, nici n-am mai avut prietenie cu el, dar nici dușmănie. Eu am prins dușmănia acum încoace când am mai aflat eu multe și multe și multe urâte rău de tot. Ai înțeles? Că eu nu știam, dacă eu știam ce știu acum, era altă treabă, nu mai aresta Dicotul, ai înțeles? Era altceva. Ne scuipam, ne... În fin. Și stau acolo, mă pun jos pe scaun, bine, doamnă, aștept. Acum trece un pic, trece vreo, nu știu, să zic, aproximativ vreo 5 minute, vede că nu vine frizerița. Hai, Purice, pune-te pe scaun. Mă pun pe scaun, începe și mă tunde. Țaca, paca, țaca, paca, țaca, paca. Mă tunde frumos, după aia mă bagă cu capul în ghiuvetă să mă spele. Bam, bam, bam. Când eram cu capul în ghiuvetă așa pe spate, știți cum e ghiuvetea, te spală, bam, 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 bam. Pac, apare acolo cum, știți, jos, de la Târgoviște, știți cum e. Apare acolo jos, intră prima dată limbă jegosul, ăsta de-l ține... Genosul după el ăsta de la are în videoclip ăsta de la futul lumea în cur. Ai înțeles? Că el de ăștia are pe lângă el. Intră limbă jegosul și când ne vede să dă, bă, dacă vă min cu o virgulă, dacă vă umflu cu ceva, dacă să dea Dumnezeu să n-am parte de fericire și de nimic bun în viață, să-mi ia Dumnezeu picioarele și să-mi ia vederea și vă dau cuvântul meu de onoare, care pentru mine cuvântul meu de onoare e cel mai sfânt. Vă dau cuvântul meu de onoare dacă vă mint sau dacă exagerez măcar cu o virgulă. Acum v-am spus, vine ăsta limbă, când ne vede să-i zică lui Genos, bă, ești aici, știi? Nu mai apucă că vine și Genos. Acum Genosul când a venit, s-a blocat. S-a blocat, nu știu, el de mintea lui în pușcăria lui, că el până în asta să mai și, probabil să mai și lăuda până oraș, că mă prinde, că mă bate, că mă întâlnisem eu, nene, îmi dădeam like-uri cu ăsta pe Facebook cu Becu și am vorbit, hai bă, nene, să ieșim la un suc. Și m-a auzit el că am fost la un suc cu Becu și cu Saca și a făcut o felul de filme, ai înțeles, că domne, că s-aliază dușmanii mei, că cu pun, ce o fac și s-a și lăudat până ce-o fi zis pe la ăștia, mamă, că-l prind, că-l omor. E, el când m-a văzut acolo s-a blocat. El în mintea lui, în pușcăria lui, a crezut că e manevră, vă spun eu. Ne-a văzut pe noi trei acolo, s-o fi gândit și pe afară cine. Bă, nu știa ce să facă, l-a văzut, cred că a stat, nu știu, să vă zic, vreo 30 de secunde, nu știu, nu vreau să înțeleg, să, nu vreau să vorbesc, că nu vreau că m-aș înjura. Vreo 30 de secunde, nu știa ce să facă, dar cât pa ce să fugă, frate. Bă, și când l-am văzut așa, eram așa, mi s-a făcut milă de el, spun sincer, că cine mă știe, știe că sunt milos. L-am văzut așa că vrea să fugă și i-am zis, ce faci băinașule? Ce zici băinașule, i-am zis, ai înțeles? Și m-am zâmbit, ce zici băinașule? Bă, când i-am zis așa, ce zici băinașule, a prins-o de asta, a văzut el că nu e niciun pericol și a venit spre mine. Eu eram cu capul în ghiuvet, m-a luat ca la pârnaie, mă, exact, știi, cu pârnaia și mă, dreacu, că asta e toată vrăjeala lui de pârnaie. Băi, Purice, că ce mă salut tu pe mine, că ai fost cu Becu, că cu tare, că... Gălăgie, ai înțeles? Când a venit spre mine, a venit și limbă. Eu am stat, că sunt liniștit, frate, eu dacă știu, eu mi-am luat dreacu, eu cine mă știe, eu mi-am luat zeci de mii de pumni în cap, la mine nu e problemă de un pumn, adică, cum să zic... Da, niciodată asta cu capul în ghiuvete și m-am zâmbit așa de reacția lui și am zis, în fine, m-a spălat femeia. I-am zis după aia, s-a fost, zic, o bănașule, cu gălăgia asta aici, zic că ne vin eu acum acasă la tine, uite, după ce termin de dus, vin eu acasă la tine. Bine, bă, dar cu tare, că nu e frumos, că umbli cu dușmanii mei, că vrăjala, înțeles? În fine, treaba urâtă care a fost? A venit el spre mine, bun. A venit și limbă jegosul care l-a futut lumea în cur. Ăsta dă-i cu el în videoclip. Să nu se confunde cu limba originală lui Ion, că ăla e mardui pe bune. Ăla l-a ridicat pe Genos. Bun, ai venit tu. Păi tu lași și bulangiul ăla să vină spre mine? Eu am avut respect de tine, că ești și tu. Restul, așa e, bă, așa un băiat așa face. Chiar dacă îl vede pe unul că a mai îmbătrânit, că nu mai poate, sau că eu nici m-am gândit niciodată, mă, la prieten care bate, care e mai smart, niciodată nu m-am gândit la treburile astea. Înțelegeți? Și îl lași pe ăla să vină spre mine.
În fine, după asta, că, adică asta v-am spus să zic ceva urât, înțeleg? După treaba asta, m-am dus la el acasă, am vorbit ce am vorbit, mi-a luat el o leacă pulsul să vadă dacă am aflat de Gina. Eu atunci nu mi-am dat seama, eu am crezut că vrea să-mi fac altă manevră. Că bă, că cum ar fi dacă umblu și eu? E bandițoi mare, mă, e ce dracu, e... Are, numai la asta îl duce capul. Că, da, cum ar fi să vorbesc și eu cu ăla de Egin acum cu el? Ca eu mintea mea să cred eu că, în fine, el de fapt să-mi ia mie pulsul să vadă dacă am aflat ceva de Gina. Ai înțeles? În fine, am vorbit, s-a jurat în fața bisericii că n-a vorbit de mine. Ce dracu, în fine. Vreau să scot în relief că ai vrut să fugi când m-ai văzut, că după aia s-a luat Dani cu zgârciu de mine. S-a luat Dani cu zgârciu de mine și mi-a zis că eu n-am dalea joseală, eu recunosc, eu când sunt prieten cu cineva, eu n-am eu dalea care e mai mardoi sau eu aștept ce sfat, eu nu mă supăr. Ai înțeles? Să nu, adică să nu interpreteze lumea că vezi, Doamne, nu știu, sufăr eu de mine. S-a luat Dani cu zgârciu de mine, mi-a zis, băi, Puri, ce se dreacu, mă, nu lăsai că fugea. Dacă nu știai nimic, fugea. Și le-a zis, bă, mi-a fost milă de el să moară, ce-am zis, când am văzut că vrea să fugă, mi-a fost milă de el. Bă, întrebați-l pe Dani și pe zgârciu, dați-le și de jurat, dacă eu vă mint cu ceva. Da, băi, Purice, dar nu trebuia, nu ai văzut cum a venit, că bă, are dalea de pârnaie, că... Lasă, mă, ce, e și el, a stat la plaie. Ai înțeles? Bă, eu tot, după toate astea, eu tot n-am avut dușmănie. În fine, acum încoace, când am aflat eu, că mi-am dat eu seama că ai sărit pe geam. Bă, copiii, că pentru voi fac live-urile astea, ca să nu fiți proști ca mine, să... Ascultați-mă cu alea aici o vorbă. Când vă cere cineva cuțitul, oricine, prietenii voștri, dați-mi cuțitul să-l ții, că nu știu ce, că vine miliția, că... Bă, să nu vă dați cuțitul niciodată. Că, uite, hai să vă spun o poveste cu treabă. E de cine a rămas în cap? Mie mi-a povestit un prieten. Mai de mult, tot la fel. I-a zis cineva, a luat de repede cuțitul că vine garda. I-a luat cuțitul și când a ieșit afară l-a rupt cu rângile, că n-avea cuțit. Adică știa că e cuțitaș. Și i-a luat cuțitul, dă-mi cuțitul pe vrăjeală că vine garda să-l pide și când a ieșit afară l-a rupt cu rângile. Ați înțeles? Niciodată în viața voastră, care ăștia care sunteți cuțitați, să nu vă dați cuțitul la cineva când îl cere. Hai să vă spun cu zdreanța asta de ghinosul, cum a încercat-o cu mine și cum a sărit pe geam în seara aia, că mi-a dat cuțitul. Era ziua lui, abia se eliberase și el după în Franța, avea casa aia neterminată, e prea amărât, nu a fost amărât, mă rog, nu era ca ăștia ca secretarului, oricum nu era bine pe bani, se eliberase și el, era la început, vorbea altfel, dulce, vrăjeală, ai înțeles, nu era ca acum mafiot. Și de ziua lui, am făcut open port, o banus pe acolo, pe la un bar, pe la o discotecă, nu mai știu. Mă ia la baie Genosu cu Eugen și cu Elvisa. Atunci era ei prieteni toți, înțelegi? Eu eram și eu prieten cu ei, dar vă dați seama, eu mai mult mă credeam prieten cu ei, că, na, Genosu era forță, vă dați seama, eu eram mai copil, așa mai. Mai copil, mai nebun, ai înțeles? Ăsta, adică avea altă prietenie cu Genosu. Și mă ia la baie. Băi, Puri, ce ai cuțit la tine? Da, mă, normal că am. Dă-mi-l mie. Cum o să-ți dau ție cuțitul meu? Dă-mi-l, mă, mie, cum îmi cer cuțitul și nu mi-l dai? Nu ți-l dau. Băi, ești nebun, nu ți-l... M-am luat cu dalea, frate, adică, cum să zic, bă, a fost ceva vreo... Cum să vă zic, vreo câteva minute aprinse. Cum, mă, nu-mi dai mie cuțitul și cer cuțitul și nu mi-l dai? Știi că el are tupeul ăsta, mă, știi, să te... Pa, știi, cum așa, cum el să... Și să mă testeze, mă, dar și să-mi ia cuțitul. Asta a fost scopul lor. Că știa dracu că cu cuțitul în mână, nu că mă laud. Ce-ți baze și cu cuțitul în mână, ba 20. În fine. Că de asta n-are ce să-mi zică mie. Nici de că ne întâlnim la pârnaie, nici că ne întâlnim cu cuțit. N-are voi, n-aveți voi, că mă piși pe voi. Nu știți că mă piși pe voi, din orice poziție. Și ăștia de a stat voi, de n-ați fost în stare să mă bateți 15 inși. Nu mai lătrați. Bă, luați-vă gura după mine, trăiască nevestile voastre, luați-vă gura după mine. În fine. Da, mă, și cu ăsta a încercat să-mi ia cuțitul, vere. Ai înțeles? Dă-mi, bă, mie cuțitul, că... Cum o să-ți dau ție cuțitul meu? Bă, cum nu dai mie cuțitul, nu? Adică ca și cum eu aveam tupeu, că el mi-a cerut cuțitul și... Da, mă, nu ți-l dau, cum să ți-l dau? În fine, a văzut, nu i-l-am dat.
Ca să știți, bă, să nu dați cuțitul la nimeni când vi-l cere, că s-ar putea să vrea să vă ardă, să știți. În fine, după asta, eu tot timpul, eu cine venea la mine, eu nu eram măcar săraci ăștia, le puneam pe masă pătrunjel, făină, ciocolată, mâncare, femei, colo, eu băia bun, ai înțeles? Dar ești gras. Și eu tot timpul aveam ce trebuie la mine, câte, eu nu luam numai câte 20-30, eu nu luam așa câte o jumate. Ai înțeles? Nu mai luam câte 20-30 și dădeam, și ne cerea, le rupeam, le dădeam așa, 3-4-5, eu nu luam banii pe ele. Aveam de alea de băiat, ai înțeles? Eu așa am crezut, mă, vere, că e băieția, dar mă uit acum că ei m-a luat de prost. Și acum ce zice ăsta? Hai, mă, să-mi dai și mie niște de-aia, că își trage niște de-aia, să-mi dai niște de-aia. Bine, hai acasă. Îl duc acasă, îi dau vreo, mă rog, i-am rupt acum, nici nu m-am uitat, eu nici nu puneam pe cântar. Îi dau ce-i dau. El de unde? El m-a luat acasă să-mi facă manevra, ți înțeles? Adică să-mi facă regie. Bine, și de aia, dar să-mi facă și regie. I-am dat și o geaca mea, că n-avea geacă, mă rog, nu cără că n-avea geacă, dar să vă spun întâmplarea cu geaca. I-am dat și geaca mea pe el, ai înțeles? Acum, băi, pune ce ai că până vii tu, mă duc eu înainte. S-a dus înainte. Mă rog, eu nu știu ce am mai făcut, nu știu, oricum m-am dus după el la discotecă. Când intru în discotecă, femeia de eram atunci cu ea, cu Gina asta, nu era acolo, nu. Îl întreb pe Eugen, că era jos. Unde e, mă, Gina? Păi e sus la baie. Eu când mă duc sus la baie, o văd pe Gina. Ai înțeles? Cum mai era cu niște fete. Păi mi s-a părut mie că am văzut o umbră, ceva, o chelie, da? Nu îmi trecea mie pe-n cap așa ceva. Adică eu chiar dacă îi vorbeam eu mai... Mă vedea ăsta ghinosul, nu-i convenea lui cum îi vorbesc, mă interpreta el. Că eu îl vedeam, adică frate, eu îl vedeam, cum să zic, eu îl vedeam șmecherul de tot. Și dacă eu sunt drept, eu îl vedeam mai drept. Că nici nu mă gândeam vreodată în viața mea să facă el așa ceva. Sau să facă și să nu-l zică în față, nu știu. Îl vedeam haiduc, îl vedeam malce, îl vedeam un om drept, un om corect. Adică cum să-l iubeam pe bune, mă, dracu, nici nu mă gândeam la el așa ceva. Și zic lui Gino, vă, pe Gino, Gino, ia vină, fă-mi coace. Vine, eu am văzut, s-a înrășit la față. Ce faci, facul? De ce te-ai înrășit la față? Păi fumam. Ia, înțeles? Fă, tu ești nebună, tu fumezi aici la baie să mă faci de râs cu fetele astea aici, să zică astea că te terorizezi. Nu poți să-mi zici frumos, ți-ai fumezi frumos afară, o țigară. Nu, eu cum să zic, nu, eu îi vreau și eu binele, ai înțeles? Frai, eu nu o lăsam să fumeze. Și da, dacă îmi zicea, bă, nene, suntem la o petrecere, la oaia, mă duc și eu să fumez o țigară și îmi și zicea și se ducea și afară cu... Nu îmi zicea nimic, avere, că nu sunt urși, nu sunt crescut în pădure. Ați înțeles? Și de nervia din alea, pentru că așa, am luat-o jos frumos, i-am turnat un pahar de whisky în cap, sau nu știu ce era, un pahar, whisky cu red, nu știu ce era, era pahar de la mare, așa, de la simplu, el l-am turnat direct în cap. Păi fă, futur, nu fine, eram, ierbea sângele rău în mine, frate, era, nu se înțelegea nimeni cu mine atunci. Ei, eu în seara aia nu l-am mai văzut pe ghenosul. Bă, nu l-am, am fost ceva așa. Bă, frate, unde e ăsta, bă, frate, unde e, cum am, e ziua lui și n-am mai venit la ziua lui. Ați înțeles? Târziu am aflat că el a sărit pe geam, frate. El când a fost la baie, probabil trăsese vreo linie să activase, că el n-a sărit de frică. Ai înțeles? L-a sărit că s-a activase. Că, na. Și ăștia n-a mai zis, n-a mai, că n-a, care a știut, e și el ghenosul, să vedea urât, îți dai seama, după aia, dacă zicea, îi luam și pe ei, păi stai, mă, tu vă îngură, îmi faceți mie manevri. Și ghenosul, nene, mafiotul vostru, băi, copiii ăștia, a sărit pe geam, n-a putut să-mi ia cuțitul prima dată. Și după aia mi-a făcut regia cu Marfa, cu alea, și că să duce el înainte. Eu m-am dus după. Probabil Gina începuse și ei să-i placă ce fi băgat ăsta în urechi. Atunci a văzut Gina că e el fraier, când a sărit pe geam. Dar atunci a început să iasă, tot mai dădea cât un ștor. Dar eu nu-mi dădeam seama, eu dormeam pe mine. Eu credeam că vorbește așa. Du-te, fă dracu, de aici, vezi de treaba ta. A sărit pe geam, nene. După vreo două zile mi-a dus geaca ruptă. Zic, unde ai fost, mă, seara? N-ai mai venit ziua ta și n-ai venit la ziua ta. Că nu știu ce, că unde am fost, că cu geaca, că îți dau banii pe geacă. Dă-o, mă, dracu, de geacă, e vorba de geacă. Ai înțeles? Eu nu, după aia mi-am dat eu seama că el a sărit pe geam. Ați înțeles? Târziu, mă, acum încoace, că dacă eu știam astea când eram acasă, era cu totul și cu totul altă treabă. Ați înțeles? Copiii,
când vă cere cineva cuțitul, niciodată să nu îl dați. Deci dacă zice că vine miliția, vă uitați voi când vine miliția, îl pitiți voi când vine miliția. Ai înțeles că îl pitești la secundă, nu trebuie să îl pitești cu o jumătate de oră înainte. Niciodată, când vă cere cineva cuțitul, vedeți că vrea să vă ardă. Eu nici atunci în seara aia, că săream eu dacă știam că vrea să mă ardă, sărea. Dar nu m-am gândit, eu m-am gândit că, pe bune, că, adică mi-o fi cerut cuțitul, op de dracu, o fi și nebun, o fi, i-a picat. Copil, mă, nu mă gândeam, cum să, adică cum mă l-ar fi vrut să mă ardă și nu mă ardea, cu îl vedeam șmechel, îl vedeam. Cum îl vede și copii în ziua de azi, ghenosul dreacu, e, na, e numărul unu, e, eu, de unde să mă gândesc eu că vrea să mă ardă ăla? Ați înțeles? Niciodată să nu vă dați cuțitul când vi-l cere cineva, ca să știți. Și de asta, băi, ghenosule, eu n-am cum să mai am respect față de tine, că după treaba asta, chiar dacă, poate era mai la început, când eu mă plângeam la tine că, bă, că nu știu ce are Gina, uite, că așa, că așa, spuneam toate alea, tu ar fi trebuit frumos să mă iei, băi purice, uite care e treaba, eram și eu la început, uite așa, așa am greșit, își cere scuze fratele tău, uite vere, nu e de tine, uite ce a făcut, uite așa, 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 așa. Dar tu nu mi-ai zis, tu nu mi-ai zis, acum că nu mi-ai zis de frică, acum că nu, nu mă interesează de ce nu mi-ai zis, contează că nu mi-ai zis și tu în fața mea n-ai cum să mai fii mafiot, n-ai cum să mai am respect față de tine, n-are cum să-mi fie frică de tine, că eu când aveam 22 de ani, tu ai sărit pe geam. Tu îți dai seama dacă ne întâlnim acum pe vreo stradă, pe undeva? Pe unde mai sări? Zici și mie pe unde mai sări, atunci ai sărit pe geam. Acum pe unde mai sări? În afară de treaba asta, mă doare în pulă de până la urmă, că și de-aia, tot am stat, m-am gândit, de când mă gândesc de vreo 2 ani, bă, ce să fac, m-am gândit, îl iau, îl arunc, îi fac, îi drept. Până ce am stai, bă, nene, că nu merită nici Gina. Nu merită nici ăsta, că nu e vreun mafiot, nu e vreun acuza. Îl, să știe lumea în primul rând, să învețe lumea din greșelile mele. Și după treaba asta, unde-l văd capace și flepe. Când ai venit acasă, când am întâlnit, să vii cu secretariile astea litele, că e latră. Dar eu când am fost în față la ei, n-a fost în stare să mă bată 15 inși. Întreabă lumea dacă eu te mint cu ceva, să-mi zică cineva că mint și ies aici și încerc scuze, dacă eu mint. Și tu ai oameni acum, tu ai, dacă ai oameni de bază, hai să spun ceva. Am zis, am auzit că mă caută unii pe la Londra. Bă, am zis de 400 de mii de ori că sunt la liți. Dacă vrea cineva să întâlnească cu mine, ne întâlnim. Ați înțeles? Dacă nu credeți, hai să facem o probă. Dacă tu ești șmecher și mafiot, dacă tu ai fi șmecher și mafiot, cum te dai că ești, și eu aș fi un fraier care aș vorbi pe aici de nebun și nu vorbesc, adică la dreptate și mă vedeți cum vorbesc, păi tu poți să te interesezi, mă, de mine, că dacă ai fi mai, eu știi ce aș face în locul tău să vorbească unul de mine așa? Dar nu trebuie să mai fii chitros, trebuie să ai oameni cu sânge în pula, adică, bă, bune, dacă ai fi mafiot, e la Liz, dar unde, mă, e la școală? Ia bun hacker, mă, ia, bă, ia vedeți la ce școală e ăsta, ia vedeți, mă, ce școală, aia fi frumos școala. Îți iei frumos un apartament dacă nu-l pui pe unul să stea o săptămână în fața școlii și când ies, mă luați direct, mă luați, dați în sus. Sau închiriază unul un apartament, stați acolo, mă păziți, mă vedeți o săptămână, îmi vedeți programul de la și mă luați de acolo. Când am ieșit, bam, 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 mafie, că sunteți mafioți. Păi așa face un mafiot. Tu mă invitați acasă, toți mă ați găsit și o groapă. Bă, dacă vă iau dracu și vă înjur, dar nu îmi stăm în caracter, mă, nu te-am înjurat pe tine, că eu știu, nu ești vreun fraier, nu e, te înjur pe tine, dracu, că tu ești, cum să-i înjur eu pe ea? Păi ei să-i înjur eu? Păi eu pun pe zilele astea pe unii să le lege un purcel de poartă să vezi ce să mă celărești între ei. Vrei să vezi treaba asta? Ce să mă cert eu cu fraierii? Aia e nici... Voi nu înțelegeți că voi ca sări 15 inci la mine, pentru voi e o fală, ca sări la mine și n-ați fost în stare să mă atingeți cu un deget. Și eu, pentru mine e o rușine, eu m-am gândit, bă, dacă a sărit ăștia la mine, clar ceva nu e clar, clar ceva nu e bine. Pentru mine e o rușine. Și voi tot vă umflați ca sărit la... Păi cum o să vă lăudați cu așa ceva? Bă, fraierii dracu care sunteți fraieri, în frunte cu ăsta, cu șeful al vostru, vă bat pe toți trei odată, sunteți nebuni la cap, voi nu știți că vă bat pe toți trei odată? Vă bat... Băi, ghenosule, fii atent, că ai și tu nume, hai mă să ne batem în RXF. Uite, mi-ai eu 25%, ții tu 75%, că știi că pe tine te fute banul. Ai înțeles? Hai să ne batem în RXF dacă te ține. Hai să ne batem în interval frumos, mecherește. Ha? Te ține? Te ține, mă, să te bați cu mine? Că nu da altceva, vreau, eu știi de ce mă bat? Să arăt la copii și atunci ziua, da, cine ești tu? De asta mă bat.
Că tu am văzut că dai la sac, tu ești antrenor, tu. Hai să ne batem. Dacă nu, fii atent ce spun, tu mai ai o variantă. O realizez că ce zic aici am dreptate și cum mi-a fost mie rușine că am ajuns să sară ăștia la mine și dacă tu nu ești în stare să-ți înveți pe ăsta și vorbește ce vorbește de mine și nu ești în stare să-i zici și clar ai o problemă pe undeva, ai putea frumos să conștientizezi unde ai greșit, să-și ceri frumos scuze, să-ți repari greșelile, să lași arfele de mafiot și stai nene frumos, stai liniștit, stai cu familia ta, nu te deranjează nimeni, nu te ia nimeni la capace, că nu ești un fraier. Dar nu mai avea de alea de mafiot, că nu ești. Păi n-ai tu cum să fii mafiot când tu ai sărit pe geam? N-ai tu cum să fii mafiot când ți-ai dat prietenii la înțelege? Ați adus ăștia la pușcărie pentru tine și pe aia te-ai supărat pe ei. Mi-ai promis și mie, că m-am dus la până aici, ai zis, lasă-mă că îți dau și eu 100 pe săptămână, că știu că n-ai. De ce nu ți-ai... Un mafiot când zice o vorbă, e vorbă. De ce nu ți-o onorezi vorba? Tu de care mafiot ești? De carton, de plastilină? Ce pula mea mafiot ești? Dacă tu nu ți-o onorezi vorba când ai o vorbă, ce mafiot ești tu? Du-te bă, vere, și culcă-te și lasă-ne cu mafioțeala ta, că vezi că e multă lume de te cunoaștem. Și te ia dreacu, te ia un puș de ăsta, te ia și îți dă una și termină cu tine și de mult până te bate primul. Până te bate primul, că după aia dacă nu te, că ți-are boală pe tine, te tai dreacu în casă și nu mai ieși afară din casă, nu mai face pe cocoșu. Și vezi ce vorbești cu ăștia, învață din ce ți-am zis aici și mecherește-te din ce ți-am zis aici, nu mai avea tu invidie că ce zice nebunul ăsta, că îl bat, că vorbește. Bagă la cap ce ți-am zis, ori ești în stare să mă arzi, ori repară-ți greșelile. Și vezi că trebuie să-mi faci plata. Îmi faci plata pentru Gina, îmi faci plata pentru pisica aia de pe parte m-ați dat-o, pe parte mi-ați luat-o cu Eugen, știi tu, și îmi faci plata că te-ai pronunțat. Toată pârnaia mea o calculezi, pui un avocat să nu te mint eu cu vreo 2-3 zile să te ardă 20 de euro, ai înțeles? Și îmi faci plata cum te-ai pronunțat, 100 pe fiecare săptămână, ai înțeles? Vezi că trebuie să-mi faci plata. Nu știu cine ești tu, pentru mine îmi faci plata ca să știi. Dacă nu, eu îți promit, când o veni acasă, te țin numai în palme și numai în flegme. Ca să știi, eu nu, adică n-am nici gând, nu mai vorbiți, că vin eu, că nu fac nimic, nu vă mai căcați pe voi de frică. Ați început acum să descoperiți crime, să-i angajați detectivi, bă, dă-te în pula mea de fraierul dreacu de aici. Bă, dă-te în pula mea de zdreanță de aici, nu te vede toată țara că toți ăștia care l-au făcut pentru tine, auzi, descoperei crime, sunteți și voi detectivi. Bă, du-te dreacu de fraierul dreacu de aici, că mă piși pe tine. Vezi că încep cu Dalea, încep cu Gabi Torci, dacă ăștia mai, fii atent, nu i-am înjurat, nici de, tu știi că nu i-am înjurat. Dacă mai mă aud că mai mă înjură ăștia de copil, mi-a trimis, băi ăsta, băi Valentine, cum mă lași mă tu pe copilul ăla pe mizeria aia să mă înjure de copil și să zică că mă taie? Că erai și tu băiat. Cum? Bă, cum să las eu, dacă eu mă cer și vine un sclav lângă mine, cum să las pe ăla să te înjură pe tine? Bă, genosule, tot timpul, așa ai făcut și la frizerie, a venit și bulangerul de limbă spre mine, a venit și ăștia, lui Salamat, care a dat declarații de ăsta și a fost și lăchit la comanda mea, și până să fie lăchit la comanda mea, l-a luat la ăștia lui generalul, i-a băgat pula în gură, e ce dracu, știe toată lumea câte pule în gura lua Salamat. Hai, nu mai dă-ștea pe lângă tine. Că dă-ștea-ți place, nu știu, cred că te fute, îi fuți, nu știu de ce-ți place numai bulangi. Băieți, de ce nu-ți place? Bă, du-te dreacu de fraierul dreacu de aici, că e la distanță, că... Bă, du-te dreacu că mă piși pe tine de fraier. Ce vrei să fac? Nu m-am bătut toată viața, mă respectă cineva, mi-a dat cineva vreo medalie? Ce să... Ia, mă vin acum, îți dai seama, e și vreun... O, mă, că e viața, e rotundă, mă, n-ai văzut cum e? O, mă, că avem timp să ne întâlnim. O, mă, șmecherule de carton. O, mă, că avem timp și pe ăștia, pe femeile astea, de le pui tu. Nu le bag în seamă, nu e de categoria mea. Pentru mine e o rușine să mă șerc cu așa ceva. Eu, dacă vreau, pun pe cineva să le lege zilele astea un purcel de poartă și să bate între ei. Dai dreacu grijă că cum a sărit la mine o să sară și la tine ca să-și facă firmă. Și dacă te bate cineva înaintea mea din ăștia, vezi că te bat rumânii și picioare că până pe tine. Ai înțeles? Vezi că de la mine scapi așa, că știi că eu sunt milos. Vezi că de la mine scap cu două, pe așa sunt în joseală, pe unde te văd te înjosesc. Dacă te bate ăștia înaintea mea, vezi că-ți rumânii și picioarele ca să știi. Ca să știi, să nu zici că nu ți-am zis. Și știi că eu ce vorbesc e vorba, la mine nu e că...
am vorbit că am fost și eu nervos și ies mâine să-mi cer scuze. Ca să știi cum stai. Du-te, dracu, de fraierul, dracu, că prost mai ești. Ia-l în pula mea pe Eugen înapoi să te mai învețe, că se vede, dracu, că și-a luat Eugen mâna după tine. Nu vezi, dracu, că ești prost? Ești prost de bubui să moară, ce-am mai spus, dacă nu ești prost de bubui. În loc frumos să dai, că am greșit, da, nene, cer scuze, sunt și eu, am mirat și eu. Să-și cer, să repar greșeala cu pie în joseală, bă, să-și cer scuze. Băi, mafiotule, când ai pronunțat o vorbă și mai ales în fața la un băiat. Păi ține-te, mă, de cuvânt, mă, dracu, cum să te mai respecte, mă, lumea când tu n-ai cuvânt? Băi, jegule ordinar, păi tu vrei de la mine respect când ai sărit pe geam când aveam 22 de ani? Păi te țin numai în palme, mă, dracu, ce respect să am eu față de tine? Dai voie la ăștia, cum mă dai tu voie, ai dat tu voie la sclavia să mă înjure pe... Da, bă, cum să am, cum, am dat eu, ai auzit în viața mea să fac eu așa ceva? Te înjur eu, mă, că mă ține pula, cum o să las eu un sclav să te înjure pe tine? Bă, du-te, dracu, de fraierul, dracu, că n-ai nicio valoare, n-ai nici dar, n-ai, ai numai de-alea de fraier, numai, ești fraier rău de tot să moară cea mai scump dacă n-ai nicio calitate. Nicio calitate, vrăjeală, frățioare, frățioare, să-mi bag pula în sângele tău, frățioare. Da. Ce dracu, mă, tot ai invidie că nu-ți convine ție, că nu, că ia uite ce... Bă, dar da, de ce nu încerc să... Și, ăștia, și marginea, bă, ăștia care vă dați cu părerea. Ia, mă, să vedem, are ce zice prostul ăsta. Că eu dacă aș fi vrut să mă fac cunoscut și dacă aș fi vrut să... Cum să vă spun? Să... Adică să țip aici ca nebunul degeaba... Cum fac, bă, vere? Eu dacă aș fi vrut să mă fac cunoscut și să țip aici ca nebunul degeaba, puteam, mă, vere, puteam să intru de mult și puteam să, cum să vă spun, aș fi putut să, să că înjur și eu, îl înjuram pe Fane, că era viral, înjuram pe Costeluș, că mai mă știi și pe, dacă vreau, dar eu nu cum să zic, nu mi-e și la ora actuală. Mie știu că nu-mi stă bine să fac așa, dar dacă așa vrea viața să fac, așa fac, eu nu mă opun sorții. Ăștia care mai mă jurați, dă vreți și voi spectator, dă vreți și voi acum, vreți și voi. Voi sunteți atât de săraci încât voi în loc să vedeți ce zic, să vedeți dacă am dreptate, să învățați din greșelile mele, voi aveți necaz că voi ați făcut dracu, de când vreți să vă lansați pe TikTok, voi aveți că domne că îl înjură pe Ghenosu, că nu trebuia, că îi spunea față în față, că păi bă, el când a sărit pe geam, el de ce nu m-a luat să zică față în față? Ce folosesc? Că vin și mă bag cu Ghenosu, zici că mă bag cu Tyson. Cine pula mea e Ghenosu? Ce să-i zic față? Vă, el ce nu mi-a zis față în față când a vrut să mă mirlească de vreo două ori? Ce să-i zic eu lui Ghenosu față în față? Îi zic aici, avere, ca să audă toată lumea cine e, să nu mai vă copii, să nu mai vadă capul idol, că nu e nimeni. Să-l vadă cum e, cum, dacă are, bă, unul, încă o dată, unul, dacă bagă la cap și salvezi o viață, e ceva. Eu salvez niște vieți, eu sunt un simplu om. Eu nu sunt omerta, eu nu sunt mafiot, eu nu sunt șmecher, eu sunt un om. Sunt de profesie om. Nu vă convine, puneți-mă la punct. Terminați-vă, mă, dracu, de scamatorii, dracu, mă, ăștia de detectivii pulii mele. Ați găsit gropi și vin acasă și... Nu vin, bă, nici acasă, nu și-mi bat pula în groapa voastră când o-ți muri, după acum. Dați-vă, dracu, de fraierii, dracu, că sunteți niște fraieri. Voi cu mine vă certați? Voi sunteți niște fraieri și o să muriți niște fraieri. Voi vă mândriți că au un loc, că m-a luat Ghenosu și m-a pupat. Vă laudă nevestile voastre că bărbatul e omul Ghenosu. Așa vă laudă. Bă, bă, fraierii, dracu, care sunteți fraieri. Da, plecați, mă, numai, bă, luați-vă gura după mine. Vedeți-vă, mă, de treaba voastră, că n-am nimic. Eu nu vă înjur pe voi. Nu vă înjur eu pe voi. Nu am cum să vă înjur pe voi. Eu îl înjur pe ăsta, pe șeful vostru. Ghenosule, să-mi bag pula în sângele tău. Că îi lași pe ea să mă înjure. Și dacă tot mai continuați și mai găsiți voi, vedeți ce groapă, mai găsiți vreo groapă și așa, vedeți că încep cu Gabi Torjă, vedeți, să nu credeți că doar atâta pot, asta e încălzire. Vedeam, bă, dacă nu facem aici episoade, mai multe ca în Dallas. Nu e problemă. Eu dacă am vorbit, dacă n-am înjurat, bun simț, înțelegere, respect,
Dar să nu credeți că mie frică sau că sunt prost sau că nu știu să vorbesc. Că altă treabă. De ce? A zis tot timpul Purice e prost, Purice nu știe să vorbească. Ba da, mă, uite că știu să vorbesc. Uite că nu mai... Că Purice e prost, nu știe decât să se bată. E, uite că nu mai mă bat, uite că vorbesc. Ia, vorbiți și voi. Vorbiți și voi, ha. Că eu sunt prost, voi sunteți deștepți. Bă, game, ești pula. Mai mă face și să înjur. Haide, mă, ce să mai... Haide să dăm drumul la comentarii. Cam asta am vrut să vă zic. Încă o dată vă spun. Ce am spus eu? Am spus de o faptă și am vrut să scot în relief că Ghenosu este un vânzător și un trădător și își vinde oamenii de lângă el, să bage copiii la cap. Și voi ce vreți voi să faceți? Să-mi sugeți pula cu Ghenosu în frunte. Ce vreți voi să faceți? Ai înțeles? Că aia, dacă ar fi să fie adevărat, aia ar fi prăduială. Ai înțeles? Nu ce fac eu. Și pentru că voi îi faceți numele lui Ghenosu, automat și Ghenosu e un sifon. Ai înțeles? Că până acum am zis că nu e sifon, dar face manevre, să fie lumea atentă. Dar acum e sifon. Dacă ar fi, mă rog, nu e nici sifon, că dacă ar fi să fie, ar vrea să fie sifon. Garda, vedeți, bă, că vrea Ghenosu să facă sifon. Luați-l, vedeți că vrea să facă sifon și nu poate. Poate, ajutați-l un pic. Nu mai poate, gata, am bătrânit. Știe că dacă se mai duce la pușcărie, are nevasta tânără. Na, e și el supărat, el le știe și el pe ale lui. Vedeți că vrea să facă sifon, gata, termina cu... Dar vrea să fie și mafiot. Ați înțeles? Vedeți că Ghenosu vrea să facă și sifon, să fie și mafiot. Dar el nu zice el, mă, el are oameni. Și dacă, păi ce, bă, vorbesc eu cu ăla, că ce, că știu eu... Păi, bă... Vezi că eu nu mai sunt prost. Te-am iertat, domnul, că nu știe, că apleacă urechea la lume. Păi cum, mă, când ești șmecher, apleci urechea la lume? Care tu orice faci, faci calculat? Tu și când, dacă muți asta de aici, aici tu o calculezi? Și vrei să-ți alesc eu că tu nu știi și că... Bă, să ți le halească ăștia, mă, de ăștia acum, prieten cu ei. Că eu te știu bine. Cum ai analizat tu pe mine și mi-ai zis, aaa, puricep la de slab de psihic... Și ai început să mă iei din toate pozițiile și de acolo și numai în față mi-ai zis. Așa te-am analizat și eu pe tine, ce crezi? Și am zis, aaa, stai mă că Ghenosu nu e mafiot. Stai mă să-l iau, să arăt la lume cine e, să învețe și lumea din greșelile lor. Ai înțeles? Cam despre asta este vorba. Da. Haide mă să dăm și drumul la comentarii, să nu ziceți că am arfe. Și vreau, în fine, hai că vedem după aia ce vreau. Dați-mi și mie like-uri aici că s-a vorbit ăștia să-mi facă de-astea, să-mi facă live-uri, să-mi facă de-astea. Păi le zi, frate, că știi de ce le zi bine? Dreptatea îi place și lui Dumnezeu. Ai înțeles? Le zic bine că sunt ăștia astea să... Păi bă, eu v-am zis, nu mai mă repet... Nu sunt nene, încă o dată vă repet, nu mai mă face șmecher că mă jigniți. Eu nu sunt șmecher, n-am cum să fiu șmecher. Eu sunt un om de caracter, eu sunt haiduc. Eu sunt Mihai Viteazu, ca să știți. Eu sunt Mihai Viteazu, mă, reîncarnat. Că dacă, bă, ăștia, că dacă eram băiat... Bă, n-auziți, bă, că... Păi și ăsta, dacă era băiat, de ce nu mi-a zis, bă, în față? Nu mă, eu ies aici, că uite, știu să vorbesc, mă place lumea. Să mor eu, să mă fac praf dacă am... plăti pe cineva sau dacă am vorbit cu cineva sau dacă am vreun dăsta fals, vreun ochișor, nimic. Dacă văd că mă iubește lumea, văd că de cum să învețe și dacă Dumnezeu mi-a dat darul ăsta, ai înțeles, să fiu și smardoi și drept și m-am dat cu capul de astea, vreau să învăț și eu să învețe și copiii din greșelile mele. Că dacă și eu aș fi auzit vorbile astea odată, poate acum eram și eu până în Hawaii, aveam un hotel, aveam altă ascensiune. Și uite, mă, sunt aici, am încercat cu telefon, că m-a luat Ghenosu, am vorbit singur. Am dormit, ce crezi acum, mi-am revenit. Mi-am revenit acum aici, nebun.
Au! Vă pup, vă pup și vă iubesc pe toți haiducii mei. Vă pup și vă iubesc. Stați așa că am o surpriză pentru voi. Eu aș da zile de la mine să mai fi o zi cu tine. Să fim amândoi într-o cameră. Ai înțeles? Că tot ai de-alea tu. Știi că ai de-alea de pârnaie. Tu ești rău, mă. Tu te-ai eliberat acum de la pârnaie și ești rău. Mamă, s-a eliberat ghenosul de la... Băi, ghenosul supăra pe tine. După aia, gata, nu mai, bă, vrea ghenosul să vorbească cu tine. Păi, cine să mă, dracu? Tu m-ai uitat pe mine cine sunt. Tu ai început să... Tu ai uitat când ai ieșit tu de la pârnaie din Franța amărât? Cum vorbeai? M-ai luat pe mine vreodată? Am fost vreodată? M-ai uitat cum vorbeai? Acum, gata, vrei să mă sup, că mă sperii, că s-a supărat ghenosul pe mine, că... Bă, ce nebun ești! Bă, tu ești nebun rău de tot! Tu ești nebun rău de tot, bă, frate, bă, tu ești nebun rău de tot, tu... Ce dracu, tu... Tu ești miezul din pizdă! Să... Tu ești, mă, miezul din pizdă, mă, frate. Tu ești cine ești. Ai înțeles? Nu, bă, vă rog eu frumos, nu mai vorbiți urât de Ion Câmpeanu. Ion Câmpeanu nu e sclavul lui Ghenosu. Ion Câmpeanu este un băiat și el la pârnaie. Eu am stat cu fratisul la masă, cu Staicu. E un băiat de calitate, m-a primit, mi-a plăcut. Băiat de caracter, atâta că lumea din țară nu știe, frate, pe ghenosul, nu, ești lumea din țară știe pe ghenosul ce a dat la televizor. Ați înțeles? Și mai are și el aia cu frățioare, cu are vrăjeală, dă-l dracu de aici, că și pe mine m-a vrăjit. Ai înțeles? Are vrăjeală și lumea din țară nu știe. Mai are și el cât un gest, îți dă o gogonea, îți ia înapoi un butoi de gogonele. Are de-astea și lumea nu știe. Dar eu încă pe anul să mă rog dacă o fi frate. Și vede și ăștia cu timp, îi vede toți. Ia să nu mai dea nicio gogonea vreo 3 luni de zile. Să nu mai să vadă ce prieteni mai e. Bă, că oricum lumea e proastă o dată, de două, de trei, până la urmă se trezește, cum am trezit și eu. Am fost prost o dată, de două, de trei, de șapte, bă, că mi se pare, bă, că lasă, bă, că mi-e rușine, bă, că e ghenosul, bă, că e... Ai înțeles? Până, uite, că, na, așa o să toată lumea, mă, nu e nimeni proști. Nu e nimeni proști, sunteți voi proști care, cum să zic, care vă ardeți prietenii și sunteți vânzători și trădători. Ați înțeles? Voi, ăștia care vindeți și trădați, care vă trădați frații, n-am pretenție la un dușman care i-am dat în cap, dacă n-am pretenție. Dar la un prieten care i-a dat și cum mă să faci așa ceva? Cum mă să fac eu, cum ar veni acum la vârstă, la 35 de ani, să fac și o manevră, ăștia care înjurați. Eu am acum 37 de ani, da? Și sunt mare, să mă dau mare mafiot. Și la un copil de ăsta de-al vostru, că sunt convins că aveți copil de 20 de ani, cum eram eu, să-i fac manevră. Să mă duc la club, să fac pe francezul, să-i fut femeia, după aia să iau pe aia. Fă, cu tare, că te tai, că te omor, că să nu zici, că oricum, că știam că... Bă, aia că n-a, vă dați seama, mai dă frică, mai de-alea a început să-i placă. Pe de altă parte, mă, e și pe mine, frățioare, cu tare, păi murim, să vezi ce facem, să mă gâdi în urechi, mă duc acasă, îi dau și la dușmanul tău în cap, după aia te duci și te împași cu ăla, îi zici că mă dai în fața lui că scoți ochii, îmi dai și pisica aia pe parte, mi-o iei pe altă parte, manevră în toate direcțiile. Vrei să mă și mierlești de... Ia să fac eu mă și eu la un copil așa de-al vostru, cam cum v-ar conveni. Ăștia de lătrați.
Dar eu să moare cea mai scump, dacă aș face așa ceva, câtă foame mi-ar fi. Și n-aș putea să fac așa ceva în viața mea, mai bine m-aș... Cum o să fac așa ceva, na? Bă, cum să fac? Și de-aia, cum, ce respect să am eu față de tine, mă? Tu nu înțelegi, bă, că mă piși pe tine. Nu am niciun respect față de tine. Și vreau să nu mai văd nimeni, vreau să te bagi la culcare. Eu ți l-am ars pe Beni, dar ai ieșit în oraș, eu te bag la culcare. Du-te dracu de aici, vrei să nu mai vorbesc că mi-e frică? Pune-mă la punct dacă te ține pula. Frumos echipă, bam, plătită, bam, 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 hacker, afli de mine, pui un de-ala să mă urmărească. Așa face mafia. Păi dacă ești mafiot, păi nu? Da, frate, știu pe Adi Voicu, e fratele meu, îl pup și-l iubesc. Și pe el, și pe Leonard, și pe Nichi Percea. Bine, nu că... Bă, adică respect maxim pentru ei, că cu Nichi Percea n-am nicio treabă, n-am nicio prietenie, dar îl respect maxim. Știu că sunt toți prieteni. Nu vezi, mă, ce poși ăștia, ce porecle de sclav, de sclavii, de sclavii are. Că nu le mai dau nume dracu, că na, după aia e asta vrea să mă cer cu ei. A intrat lumea la voi, bă, v-a văzut vrăjeala, na, că nu vă place lumea ce sunt eu de vin acum, că voi în loc să vedeți, voi în loc să vedeți că ce vorbesc, ia mă, avea s-a dreptat, voi, domnule, îl înjură pe genosul, nu e bine, îi ziceam, păi cum bă, ce să vorbesc eu cu el față în față dacă el a procedat așa cu mine? A? Cum să, ce să vorbesc eu cu genosul? Ce să, că nu îl văd palme direct, palme să moară, ce să vorbesc eu cu genosul? A, dacă aș fi vreun ăsta de bă, nu e bine, să pună mă că el e mafiot, să pună să dea bani afară, să vină să mă aranjezi. Nu așa face un mafiot? Mă, mi-a pula în gură, direct. Să vezi ce mi-a, acum direct mi-o suge. Păi eu mai las el pe nevastă, s-a dreacu. Bă, lăsați, bă, dacă nu se pot, fii atent că te iau mai urât, mai, să nu crezi că doar atâta pot. Te iau să moară cea mai scump, dacă nu te-ai avut alea de să te tai. Te fac de te tai pe bune. Stai dracu cu minte, potolește și că ți-ai ia, că eu nu mă cer cu ăia. Eu la ea le leg un cățel de undă la un purcel de poartă să te ia la bătaie între ei. Că știi că e câini de pleie foame. Dacă tu ai ajuns în poziția să nu poți să-i zici lui ăla, să bă, op, vezi bă dracu ce vorbești, că mă faci de râs, nu da altceva. Păi înseamnă că e o problemă, bă, nene, înseamnă că e slab. Și dacă tu nu poți... Nu, eu nu vin acasă, că mi-e frică de voi, e? Păi cine, mă, sunteți voi? Ce fapt? Ce, pe cine ai bătut tu, mă, ghionosul? Zici mie pe unul care l-ai bătut. A? Ți-ai bătut-o, prietenii. Când erai mai mic, ai tot la fel. Ai luat pe unul, i-ai dat să bea și după aia l-ai luat la omor. Ce prieten, mă, cu ei ai dat? Cu cine ai dat-o vreun interval? Nu vă mai zic, băi, mai las un pic. Dacă nu e cu minte, încep și cu Gabi Torșa. Dacă nu e, să vedem, să vedem. Dar poate și te aștept cu scuzile alea, să nu crezi că glumesc. Și vezi că trebuie să-mi faci plata. Tot chat-ul, plata genosul, plata genosul, plata genosul. Plata pentru Gina, plata pentru Gina, tot chat-ul. Nu, nene, lăsați-l pe Torșetaș. Mai lăsați-l. Bă, plata genosul, mă, plata genosul, plata pentru Gina, plata pentru Gina. Genosul, fă plata pentru Gina, tot chat-ul, vă rog eu frumos, care mă iubiți. Plata pentru Gina, mă, plata pentru Gina, plata pentru Gina, mai să o facem și pe Gina vedetă. Că și ea, fă, nu era problema de pulă dracu, că nu știi că eu... Îți fac gangbang, dacă îți organizam gangbang, dacă îmi ziceai, numai cu negri, numai cu... N-am eu de-alea de... Dar cum fă, dracu, nu mă lăsai în pula mea de... să mă omoare și tu nu ziceai nimic? Trădătoarea, dracu, care e să-ți fie rușine pe unde ai fi. Toată viața cât tu ai avea să... Ce să zic? În fine. Nu mai contează, frate, un an... Are și ea familie, dar mă refer așa, ce trădat, bă, voi vă dați seama cât de trădat am fost eu? Vă dați seama cât de trădat și voi aveți pretenție la mine? Păi și așa, dracu, sunt prea bine, mă, m-a iubit Dumnezeu, dar n-a scăpat din astea. Voi vă dați seama și m-a luat ăștia, dracu, mă sugea pula. Dar când ai vrut tu, mă, bă, când ai vrut tu să-mi faci schimbul cu Benny, că mă luai în fața lui și scoteai ochii și... Ia mă, cum îi scoteai? Cum făceai? Eu eram de plastilină, cum făceai?